Salutare YouTube, sunt Aurel. Bine ați venit pe canalul Iona Games. Astăzi ne jucăm în continuare Farming Simulator 15. În episodul trecut am făcut ceva achiziții. Este vorba de mașina din spate care adună baloți și de mașina care face baloți, care avem acum. Și o să începem să facem baloți. În episodul de astăzi ce vreau să fac este să fac niște noi achiziții. E vorba de un tractor și de o remorcă. Până una alta, să strângem niște baloți. Vreau să vă arăt și cum mai funcționează mașina asta. Și să pornesc ce cu B. Am văzut după ce am oprit filmarea că tractorul celălalt nu face față la presa de balotat, fiind foarte slăbuț. Și de-aia m-a chinit un pic. Acum tractorul ăsta merge, dar și asta are ceva probleme, nu prea merge așa la viteză mare. Avem nevoie de utilaje care să facă randament, adică să aducă în timp scurt profit. Și pentru asta o să cumpărăm, cum spuneam eu, un tractor nou. Este undeva la 84 de mii de euro. Banii i-am strâns, dar vreau să-mi cumpăr și remorca, să mă duc cu totul să fac achiziția. Adică să nu merg de două ori. Vreau să-mi iau o remorcă care este dublu decât cea care avem noi acum în dreapta, asta verde. Asta verde și murdară. N-am spălat-o, cred că n-am spălat-o niciodată. Dacă nu mă înșel, cred că sigur n-am spălat-o. Două secunde să verificăm un pic și tractorul nu mai are semințe. Atunci să-l concediem pe nenea asta care merge fără semințe. Și să ne oprim. Deocamdată mergem înapoi la combina care încă mai are și mergem la baloți. Facem baloți, îi strângem și după aceea mergem să vindem grâu. Hai să pornim. Să mergem să vindem grâu și să ne cumpărăm unelte necesare, să facem și testele. Vedem. Cred că am făcut o regulă. La fiecare episod am cumpăr tot câte două chestii. Două unelte, două. Acum mi-am propus tot așa, să-mi cumpăr două. Un tractor și o remorcă. După aia o să-mi cumpăr o combină și o... ce? Nu știu. Neapărat trebuie o combină mai bună. Bine, pot să-i cumpăr chestia de aia din față mai mare, dar am jucat și mi-am dat seama că e greu de aduna grâu de la ea. Adică montăm noi chestia din față care este foarte mare, de fapt dublu de cât are acum, adună grâu mult mai repede. La momentul în care venim cu tractorul să culegem din mers, nu putem să ne apropiem. Trebuie doar să parcăm remorca cu spatele, chinuială și atunci nu e randament. Atunci prefer să-mi iau o combină direct mai mare. Am văzut că și țeava este mai mare și putem veni cu tractorul sau cu ce avem noi cu remorca pe lângă el. Văd că deja la combina dă semne de umplere. Merge. Ajungem în capăt și ne oprim. Lăsăm așa deocamdată. Vreau să opresc presa și să bolesc și de baloți. Să o trag puțin în afară. Pentru că vom merge să adunăm baloții. Deocamdată facem altceva. Mergem să culim combina. Întrebare, unde este remorca? Mai în partea cealaltă. Facem așa. Mergem să luăm remorca. Un balos mai e, ce mai pot să mai pun. Vă spuneam în episodul trecut că în cap 16 baloți. Avem ceva grup pus aici. Ia vedem. Reușim să facem din prima manevra? Nu. Nici la a doua.
din a doua, din a treia. Facem așa, dar mai sus, frumos. Și venim să golim combina. Sper să umplem și remorca, dacă nu, nu mai aștept. Sau facem o treabă, ia să vedem. M-am dus prea în lung și când dau acum curbă, nu o să pot să intru chiar sub. Mă scuzați? Încerc să centrez remorca și intru cu tractorul în combina. Gata. Să sperăm să se umple. S-a făcut și seară. A trebuit să măresc din nou viteza, pentru că la un moment dat am rămas cu un câmp în urmă. Dar acum pot să dau înapoi, că facem așa. Intrăm aici și reducem timpul la 30 chiar. ...86... Sper să se umple, dacă nu mergem așa. Fac o treabă aia, să vedem dacă reușesc. Nu mă las. Vreau să alimentez din... să umplu cu remorca din mers. Așa. Și mai puțin până la capăt, dar sper să reușesc să o umplu. Nu. Am plecat. Am prins și niște lumini pe aici. Hai să vindem grâul repede și să ne cumpărăm și tractorul și remorca, ca să nu mai stăm după aceea să cărăm. Ideea este că remorca, de ce vreau să o iau mai mare? Ca să scotez durata, nu, și durata drumului, dar de fapt să scotez numărul traseelor. Adică dacă acum am 21 de litri pe... gardul. Pe remorcă o să am, dacă nu mă înșel, 49 sau 50 aproape. 50.000. Și atunci nu mai e nevoie să merg de două ori, ci doar o dată. Ideea este că cele două unelte ne vor crește și cheltuielile zilnice, adică din banii pe care noi obținem zilnic, trebuie să plătim mai mult cheltuielile de întreținere. Dar vor crește și cheltuielile de întreținere, vor crește și profitul, așa că ne permitem treaba asta. Investiția este de... nu este chiar... investiția chiar este necesară, să zic așa. Hai să mergem. N-am acoperit greu cu prelată. Pentru că este jegoasă. Ia uitați ce-i pe aia. Hop. Ușor, 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 ușor. Să centrăm aici frumos. Țac. Dăm un Q. Ia să vedem cum se varsă greu. Trebuie să mai față puțin să nu punem pe jos. Oricum. Așa. Și am făcut 19.000. Am dat un page și mergem la tractor. Eu m-am gândit să-l cumpăr pe ăsta. Ăsta. De ce? Pentru că are aici putere. Dar costă și 260 de euro pe zi întreținere. Asta este. Îl cumpărăm. Și am zis că mai cumpărăm și o remorcă. O basculant, de fapt. Și m-am gândit. Asta are 40.000. Și asta. 45. Eu am 55.000 bani. Și asta are 46.900. Bun. 46.900 de litri, cam toate resursele poate să care, 80 de euro, cheltuieli de întreținere. Hai să o cumpărăm și pe asta. Dacă dăm tab, ne duce la tractor, ne duce... Wow! Așa mare remorca! Ia să ne dăm jos din tractor să vedem ce-am cumpărat. Ai, ce frumos arată. Dar remorca e destul de mare. Să nu zic imensă. Uite, are și de-alea să nu fugă roțile. Bun. Hai să ne dăm cu tractorul, să vedem cum merge.
Ia. Dă mai de sus, așa. Acum sper să tragă remorca asta. Fără cuvinte. Uite câtă remorcă aici, frate, cât putem să punem în ea. Acum, întrebare întrebătoare. Sper să nu am o surpriză, să nu încapă chestia aia de la combina, țeava aia. Băi, de că am... Uite-l, să bag în fața. Sper să încapă chestia aia. Ia să mergem pe lângă. Nu știu dacă pot să merg de mers cu tamai hardughia. Dar încercăm. Deja avem unelte. Hai. Merge, merge. Merge. Nu merge. Ce chestie nașpa. Acum am văzut. Deci nu pot să pun... Pot să pun grâu în ea? Bun, atunci o să o parcăm. Și o să pe episodul următor cu nea combina. Deci gata, acum am hotărât. Ia uite, următoarea vizită cu combina. Hai să testăm tractorul la altceva. Să mergem să luăm, să adunăm baloți. Când luam vasa de cărat baloți și mă duceam cu ea la fermă, dealul ăla lucram foarte greu. Acum facem teste să vedem cât timp urcăm dealul. Să vedem aici, să parcăm ușor, așa. Dar nu m-am gândit că remorca poate să fie așa de înalt. Nu trebuie să scrie acolo dimensiuni ceva. Dar nu e problemă că o să ne cumpărăm combina episodul următor. O să mă uit acum ce, cam cât costă o combina de-asta. Ia să adunăm baloți, punem poziția de operare. Baloții am doar 5 adunați și mai putem aduna încă 11. Bine, am făcut un tractor, ceea ce e important în episodul ăsta, pentru că chiar avem nevoie de un tractor. De multe ori nu putem să fac mai multe operațiuni pentru că avem nevoie de un tractor. Și acum, de exemplu, pot să ar, să stropesc. Și în timpul ăsta pot să car. Câți baloți am adunat? 9. Băi, dar ce mare remorcă mi-am luat și nu pot să o folosesc deocamdată. Dar nu e problemă că ne revanșăm. Să nu fi pentru... Da, acolo parcă mi-a arătat. Ia să mă uit acum la un pic la magazin când o să fac oprire aici. Câți baloți am? 12. Asta să las puțin aici. Ca să mă duc să duc să mă fac baloți, că nu mă duc cu asta. Ia facem aici, facem o pauză, să ne uităm puțin în basculanta asta. Deci nu am luat o pastă de pasta am luat. Păi și aia, toate astea. Înseamnă că este problema de combina. Intrăm pe combina, mașini de recoltat. Și probabil că... Oh, ce scurs sunt aici. Păi și... E de unde știu? Care e mai înaltă? Care e mai... Asta că avea țeava mai sus? Deci asta adună 10.000 și asta care o am eu adună 6.000. Dar totuși ce sume sunt aici. Bun, hai să adunăm baloți. Să mergem cu tractorul ăsta pe deal, să vedem cam ce viteză face el acolo, la ce viteză dezvoltă el acolo în vârful dealului. Pentru că celelalte tractoare aveam probleme acolo. Oh, dar ce preț avem la combina, a rămas așa un pic dezamăgit. Dar o să
Muncim din greu ca să adunăm bani. Pornește presa B. Este deja coborâtă. Hai să începem să adunăm. Pentru că n-am fost un pic atent la cel la tractor, cam cât, cam ce viteză avea. Dar se mișcă destul de repede aici, văd. Vă spuneam eu că dacă mașinile au o viteză mai mare, atunci ne scade nou timpul și atunci ne crește și profitul. Pentru că în același timp putem face altceva. De exemplu, tractorul la care mi-a performat, care era înaintea lui ăsta, când îl puneam să are și să semene, mergea mult mai repede decât celălalt. Și atunci câștigam timp. Acum ăsta deja altul acum o să aminte. Eu am rămas cu remorca ca vechi, am rămas în siloz. Că am zis că o iau pastă. Și se combina deja, e plină. Bani puțin, mai am puțin, dar oricum mi-am cumpărat. Ideea este că am făcut o investiție și nu pot să o folosesc, pentru că remorca, de exemplu, am cumpărat-o, ea produce zero, să zic așa, dar în schimb consumă. Cheltuielile zilnice sunt retrase din bugetul meu. Și de asta trebuie să mă mișc repede, să fac ceva în sensul să le-a cumpărat combina ca să pot să o folosesc. Sau mă joc eu cu ea în afară, din mă rezum, poate reușesc să fac, dacă nu reușesc, trebuie neapărat să cumpăr o combina nouă. Dar acum nu știu cum să cumpăr ca să fie țeava aia mare acolo. Asta n-am... Nu o să știu. Bun. Oprim tractorul puțin aici pe lângă. În timpul ăsta mă uitam pe monitor și de asta am luat o arătură așa, la propriu. Au, pardon. Vreau să adun baloții și să mergem în vârful dealului să vă arăt, vă spuneam eu, să vă arăt cum merge tractorul în pantă. Sunt curios și eu. Este pornită și poziția, deci mai am nevoie de 4 baloți ca să fie remorca plină. Și ca să pot să merg spre casă. Baloții și deocamdată îi vindem. Putem să-i facem și pentru animale. Atât așa în mare. Putem să facem ceva acolo, nutreț sau să dăm la animale, nu știu exact. Păi și cum am făcut doar 3 baloți? Păi și al 4-lea unde? Am uitat să dau, dar nu mai stau. Am uitat să dau gulirea presii. Și balotul a rămas în presă, dar ca să conectez din nou tractorul și să dau așa, mai bine merg cu... Au, am ieșit și eu. Ia să vedem, accidentul aici. Pe ce s-a întâmplat? Unde l-am blocat? În mașină? Gata, s-a rezolvat. Cred că n-am făcut o chestie. Trebuia să strâng eu asta de... De asta m-am agățat eu cu alea, că nu am strâns... Cum se numește aia să citim sus acolo? Acolo scrie poze de operare. Și asta ce e? Bun, ia să vedem noi cum merge standeal. Și se merge să vindem și baloții, că așa n-avem bani. Și după ce opresc filmarea, o să mă duc să duc tractorul celălalt. Ca să scot greu din combina, pentru că combina deja acum stă pe loc. Dar n-am ce să fac pentru că... Băi, în pantă se mișcă destul de bine. Nu la viteză maximă, pentru că am 16 baloți și am dita mai... Dita mai utilaj în spate. Iau, ce lung e. Și automat... viteza nu e... de curse.
să zic așa, de NFS, de alte jocuri de astea care jucăm noi de, sau am jucat noi pe vremuri. Deja s-a făcut 20 de minute și trebuie să închidem episodul, dar mergem cu baloții să îi deșertăm. Baloții putem, vă spuneam că putem să-i depozităm sau putem să-i vindem. Și eu aleg să-i vindem pentru că am nevoie de bani, mai ales că am văzut cât costă o combina. Chiar o să avem nevoie de bani. Era bine dacă foloseam remorca, vă spuneam eu că era dublu, eu la remorca, ați văzut că iau 20.000 aproape la o remorca, la remorca actuală. Probabil că la aia care era dublu, la vreo 40.000 și din 5 de alea era gata combina. Dar nu e problemă că noi mai ne jucăm în afara filmării și strângem bănuți. Și când am strâns bănuți, am intrat pe... și am filmat. Ia asta, invers. Ia. Sper să pun de zac pe aici. Să pun de zac pe paiele alea, că altfel nu... altfel nu... problema mea cu parcarea. Ia să vedem așa. Cum invers? Nu, dar nu dă bine. De ce întorc cu camera? Nu știu. Mă disperă și camera asta că o întorc. Așa, și acum dăm O și se vor ridica baloții. Cam așa arată stiva de baloța noastră. Cât să descarcă baloții, eu vă invit să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. De asemenea, vă invit să vă abonați dacă nu sunteți abonați la canalul meu, apăsând butonul din dreapta, jos, e un buton micuț pe care scrie Y, dăm aici un O. Oh. De ce s-au dus toți? Și-au rămas? Și acum nu se poate cobora, ia să vezi. Păi și baloții cum scap de ei de acolo? Ia fă o chestie. Puc. Da, m-a jucat destul. O să-i iau eu de acolo să-i strâng și o să-i pun înapoi la vânzare. Deci încă o dată vreau să vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea vă invit să apăsați și butonul de subscribe. Vă invit să comentați videoclipurile mele, să urmăriți celelalte seriele mele. Până data viitoare, eu vă urez un sincer salut!